ce se întâmplă dacă oul a căzut în veceu. E o situație destul de comună, mai ales la începutul practicii, când nu ai aceeași dexteritate sau aceeași tonifiere asupra mușchilor vaginali. Câteodată ne ducem la baie și pur și simplu încă nu suntem trezite, nu suntem extrem de prezente în corp și oul iese ușor, sau altă dată când împingem, fie că împingem urina, fie că împingem fecalele, această acțiune de împingere va împinge și oul. Bun, dacă ai auzit un plosc și a căzut oul și îl mai găsești în veceu, dacă dorești să-l pescuiești, ce poți să faci este să îl speli repede sub un jet de apă caldă și să pui într-un pahar cu apă caldă o lingură, două de oțet, astfel încât bacteriile să dispară. Ce e important să te uiți este unul dacă este ciobit, dacă este ciupit un pic pe alături, pentru că vasul veceului este destul de puternic, să te uiți la culoarea lui, pentru că atunci când folosești foarte multe produse în veceu de curățare, are un efect foarte toxic, așa, foarte, foarte puternic asupra oului și poate să-i schimbe culoarea. Și după ce l-ai lăsat în cana lui să se curețe și așa, e important apoi poți să ai un moment în care stai și te conectezi la ou și poți să-l simți, să vezi dacă e energetic, dacă calitățile lui mai sunt acolo, dacă există o conexiune între ele, între tine și ou, și poate ai nevoie să recreezi acea împrietenire. Iar dacă simți că oul nu mai este pentru tine sau simți că nu ai putea să-l mai folosești din moment ce a căzut în veceu, este total alegerea ioniului și trupului tău. Și ce poți să-l faci este să îl îngropi dacă dorești undeva în natură, să îl păstrezi la altarul tău, pentru că cristalul este potent și poți să-l folosești și în alte feluri decât în interiorul ioniului tău.